Vă salut, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Postasem într-un videoclip anterior că am cumpărat alt automat transfer switch pentru că celălalt s-a ars. Cam așa arată siguranța din ăla. Oricum o să fac alt videoclip mai detaliat. Acum vreau să vă arăt cum funcționează acest transfer switch. Bine, eu am legat firele doar de probă. E o încurcătură de mățăraie, oricum nu înțelegeți nimic, dar dacă vă cumpărați, schița e foarte simplă, vă arăt imediat cum vine legat, uite așa, vine legat, nu este complicat, avem fază și nul, pe A fază și nul pe B, fază și nul pe B, o să vin aici, vă explic că vedeți simplu, fază și nul pe A, avem în partea cealaltă, trebuie să alimentăm de la rețelele pe care le legăm ca să aibă, să citească când are curentuna și când trebuie să comute. Eu o să vă fac o demonstrație scurtă. Acum suntem pe B, s-a luat curentul. A venit curentul. Vedeți, s-a cuplat. Ăsta pare mai ok decât celălalt, fără nicio întrerupere de curent, fără nicio clipire, să zic așa, pe înțelesul celorlalți. Da? S-a luat curentul, comut automat. Aici, până vine curentul, stă puțin până citește. Probabil să nu dea prea repede cu el, să nu știu, probabil altceva protecție. Dar când s-a luat după principală pentru a comuta pe partea de-a doua intrare, automat, foarte repede, cuplează. Vedeți? Când revine curentul înapoi, stă un pic până își intră în rol, dar ăsta mi se pare mai ok decât celălalt. Celălalt încă e prins pe rețea, nu l-am dat jos, de aceea nu pot să fac acum un videoclip cu el. Aștept să vină un panou pentru a fixa toate piesele. O să modific tot, o să vă arăt după aia cum o să fac legăturile cu un busbar de alamă, de cupru. Și o să leg pe fiecare separat. Deci încă o dată s-a luat curentul pe principală. Revine, s-a luat, revine, vedeți? Ăsta mi se pare mai ok decât celălalt. Acum să vedem rezistența lui la puterea pe care o trag prin el. E vorba de 32 de amperi, că atâta e siguranța și pe contor, dar celălalt, v-am zis, nu a rezistat nici la 32, s-a topit siguranțele automate, un râs de siguranțe, dar oricum facem mai detaliat și vă explic mai multe ca să puteți să vă feriți de așa ceva. Cei care l-ați cumpărat, asta e, rămâneți cu el dat, numai să nu trageți multă putere, vorbim de amperaj. Eu am dat 300 ceva de lei pe el atunci, asta e, îi tămâi, sper ca asta să merite. Până data viitoare, vă doresc o zi minunată și numai bine. Sănătate!